Marea operațiune a cardurilor de energie a început de ieri cu stângul însă. În primele două zile s-au format cozi uriașe la oficiul poștal din Alexandria. Cei care au mers să-și plătească facturile, mulți dintre ei fiind vârstnici, nu au știut cum să utilizeze cardurile de energie. Mai mult, oamenii spun că nu au știut concret nici ce documente trebuie să aducă pentru a-și plăti facturile. Nu știu cum să mă exprim, prea cer multe acte. De exemplu, la televizor a arătat că trebuie doar cardul, buletinul și cu factura. Și aici ne-a trimis să facem copii. Cer copii după fiecare act. Ideea cardurilor în sine e bună, că îi mai ajută pe oamenii care sunt amărâți, care au pensie mică. E bună, dar e chestia că organizarea nu este corectă. Deci nici până la ora actuală poșta nu știe cum să procedeze. Oamenii au stat cu orele la coadă pentru a primi detalii cu privire la folosirea cardurilor. Stăm la cozile astea câte 3-4 ore și nu reușim. După aia ne trebuie să facem copii, după xeroxate, după card, după buletin și după nu știu mai ce zise. Adică e încurcat. Am stat o oră și am mers la acest canal corespuns, acum cred că mai stau o oră și iară la coadă. Bătaie de joc la adresa pensionarilor. Unii dintre beneficiarii acestor carduri de energie mai au însă și o altă nemulțumire. Oamenii spun că suma alocată de stat nu este suficientă pentru plata utilităților. Nu, numai pentru energie, da. Dar gândiți-vă că mai e și butelie. Mai sunt și lemne, care costă în jur de 50 de milioane pentru o casă cu două persoane. Ce să plătesc? Abia energia și virou, atât. Deci luna viitoare nu mai am. Prima tranșă de 700 de lei din acest ajutor de stat poate fi consumată până la 30 iunie. Potrivit datelor Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, până acum cardurile au ajuns la aproximativ 1,7 milioane de gospodării, iar alte 1 milion de carduri ar urma să fie distribuite pe măsură ce se vor identifica noi consumatori vulnerabili. A doua tranșă a ajutorului financiar va fi distribuită în luna septembrie a acestui an.